Dispută în plenul Consiliului Județean Iași pe subiectul majorării tarifului la serviciile de pază. O parte dintre instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean vor să renunțe la contractul pe care îl au cu Serviciul de Pază și Protecție, pentru că nu dispun de bugetul necesar pentru a acoperi aceste costuri. Astfel, o mare parte dintre angajații serviciului a riscat să rămână fără loc de muncă. Serviciul de Pază și Protecție din cadrul Consiliului Județean Iași riscă să rămână în viitor fără o parte dintre angajați din cauza tarifelor mult prea mari pe care conducerea județului vrea să le pună în aplicare din 2023. Mai exact, tariful pentru o oră pe timp de zi pentru un post neînarmat este de 37 de lei, iar pe timp de noapte de 42 de lei. Pentru posturile unde angajații trebuie să fie înarmați, tarifele sunt de 39,5 lei și 45,11 lei. Având în vedere situația de față, Aeroportul Iași și Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Iași au anunțat că intenționează să renunțe la contractul cu Serviciul Județean. Va condamna Direcția de Asistență, Direcția de Pază a Consiliului Județean, pentru că sigur că la aceste tarife, în mod clar, nu va putea supraviețui. Am prezentat ieri și o manieră în care cred că ar trebui să ne fi aplicat mai bine pe o analiză cu privire la bugetele celor trei entități implicate, aeroportul, Direcția Generală de Protecție a Copilului și Direcția de Pază, pentru că, practic, se vor tăia aceste fonduri de la Direcția de Asistență a Copilului, de la aeroportul Iași, și, în consecință, rezultatul va fi trimiterea acasă a 90 de angajați, a peste 60%, de fapt, din numărul de angajați ai Direcției de Pază. Consilierii județeni PSD condamnă atitudinea conducerii județului. Dumnealui fiind de dreapta, știți că dumnealui a avut, are un buget la dispoziția domniei sale. După cum bine știți, chiar la petrecerea de ieri și-a permis să facă o cheltuială nu mare, foarte mare, care pune astăzi în posibilitatea ca 90 de colegi angajați ai Consiliului Județean să rămână șomeri. Știți, atât Direcția de Protecție a Copilului, cât și aeroportul vor să renunțe la aceste servicii, la Serviciul de Pază și Protecție din cadrul județului Iași. Ce se întâmplă? Poate dumneavoastră știți sau nu știți, fiind ocupat cu atâtea probleme ale dumneavoastră personale, eu sunt convins. Domnul Manoache, astăzi nu vă tolerez absolut deloc simțirea. Mulțumesc, domnul Ignat! Vă rog frumos să nu interveniți. Tot respectul, eu vă respect. Dacă nu vorbiți la proiect, votez proiectul fără nicio intervenție, vă spun proiect, sincer. Tocmai de aceea, suntem în situația în care, în primăvară cel târziu, ca 45 de angajați de la Serviciul de Protecție să rămână șomeri. După încă 6 luni, aeroportul va renunța la aceste servicii. Încă 45 de colegi de la Serviciul de Pază și Protecție vor rămâne fără servicii. Direcția de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului ar fi motivat faptul că nu mai are buget pentru aceste servicii. Acest proiect este o sumă mult mai mare, chiar am înțeles și la domnul Florin Ion că a scos aceste servicii și prețul pe care îl va factura o firmă privată sau una dintre ele ar fi chiar și de aproape 25 de lei. În timp ce în acest proiect costul pe oră este de aproape 40 de lei. Considerăm prețul că este nejustificat și este clar un exemplu în care iarăși administrația publică ne arată cum nu poate să facă performanță în comparație cu sectorul privat. O mare parte din bugetul Serviciului de Pază și Protecție merge către salarii.